Să începem, nu? Gata. Vă rog frumos să nu mai șoșotiți. Uitați-vă în față, soția mea aici că arăt bine, așa că uitați-vă la mine. Nu vă mai uitați în stânga și în dreapta, să putem să începem. Eu știu că nu arăt bine, dar așa zice soția. Așa că eu vă spun ce zice ea. Putem să începem, da? Toată lumea se uită în față, nu mai vorbește nimeni, liniște. Câteodată în adunare e ca la piață. Acum nu mai e ca la piață, da? Se face liniște. Bun. Fraților, se pare, fraților și surorilor, se pare că în dorința noastră sinceră de a-L iubi pe Dumnezeu și de a-I servi lui Dumnezeu, de foarte multe ori suntem tentați să vedem numai ce știm, să auzim numai ce știm, să avem urechi și să nu auzim, să avem ochi și să nu vedem. De exemplu, Iisus vorbea cu ucenicii. 3 ani și jumătate le-a tot spus, voi muri. N-au auzit nimic. Este așa sau nu? Din contră, Petru zice, Domnul să te ferească. Și când Iisus a murit, în loc să zică, măi, asta spuneau Scripturile, asta ne-a spus El. Erau disperați. Vai, și noi credeam că o să ne libereze de romani. Cum se explică că Iisus le tot spunea de 3 ani jumate și n-au auzit? Se poate ca noi să fim atât de fixați pe anumite lucruri încât să credem că știm și să nu știm? Ca farisei, credeau că știu și nu știau. Se poate ca în relația noastră cu Dumnezeu, fiți atenți, există un paragraf în Spirit Profetic foarte puternic care spune că au confundat relația cu Dumnezeu cu o religie a formelor. Să avem tendința să înlocuim o relație personală cu un set de forme. Dacă mă duc la adunare, și nu mă înțelegeți greșit, e bine să ne ducem la adunare. Dacă mă duc la adunare, dacă țin sabatul, și e bine să ținem, trebuie să ținem, este biblic. Dacă mănânc sănătos, trebuie să mâncăm sănătos. Dacă dau zecimea, trebuie să dăm zecime. Dacă fac toate lucrurile astea, înseamnă că sunt credincios. Lucrurile astea trebuie făcute și celelalte nu trebuie lăsate nefăcute. Într-un cuvânt, după ce le faci pe astea, trebuie să-ți amintești că dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, degeaba le faci pe astea. Și așa se întâmplă că noi credem că le știm și nu știm nici lucrurile de bază. Ca de exemplu, ucenicii au petrecut 3 ani și jumătate cu Iisus. Acum, dacă e cineva credincios, au fost ucenicii. Petru, Iacov, Ioan, ăia sunt stâlpii credinței, nu-i așa? Și ucenicii au văzut că ei n-au putere. Și noi vedem că nu avem putere, așa este? Iisus spunea demonului, ieși afară, ieșa. Ucenicii spuneau, nu se întâmpla nimic. Iisus spunea bolnavului să fie sănătos sau mortului să învie, se întâmpla. De ce? Pentru că era Dumnezeu? Nu. Tot ce a făcut El putem face și noi. De fapt, Iisus a zis că voi veți face lucruri mai mari decât mine. Așa este sau nu? Și eu nu cred că Iisus minte. Dacă așa a zis, înseamnă că așa este. Și uitați-vă ce a făcut Petru după aceea. Numai umbra lui își trecea peste bolnavi. Este așa? Spirit profetic spune că lucrarea se va încheia cu putere mai mare decât a început. Iar Biblia spune că vor fi minuni, vor fi profeți reali și profeți falși, vor fi semne. Ucenicii credeau că ei știu de toate, dar până la urmă au văzut că nu știu nimic. Dacă ucenicii nu știau nimic, păi atunci, frate, eu și noastră nu știm nimic. Dacă aia care au petrecut timp cu Iisus față către față și n-au știut nimic, s-au dus la ei și au zis, Doamne, învață-ne să ne... Păi rugăciunea o știe oricine, de când eram mic am învățat să mă rog, nu e așa? Știu să mă rog. Este așa sau nu? Păi era un frate în adunare undeva, nu vă spun unde, care totdeauna, toată viața mea, cât am stat eu acolo, se ruga aceeași rugăciune. Dacă când se ruga, puteam eu să spun cuvintele înaintea lui. Ați auzit pe cineva care se roage aceeași rugăciune? Păi dacă vă înregistrați, vă spun eu, v-ați auzit pe dumneavoastră. Că toți avem tendința să ne rugăm aceeași rugăciune și nu ne simțim bine dacă nu trecem prin aceleași cuvinte. Și Iisus spune să nu repetăm aceleași cuvinte, cum fac farisei. Să nu repetăm aceleași cuvinte. Ce ar fi dacă eu m-aș duce la soție și în fiecare dimineață ea spune exact aceleași cuvinte, ca o placă stricată. Bună dimineața, Hani, dragă, mă bucur că suntem împreună, mi-e foame, Domnul să te binecuvinteze, la revedere. Și fiecare mi-a spus aceleași cuvinte. Păi cred că ar trebui să dorm în sufragerie, n-aș mai dormi în dormitor. Spune Spiritul Profetic că rugăciunea este o deschidere a sufletului, a inimii lui Dumnezeu ca unui prieten, e o conversație. E o conversație. Și ucenicii au văzut că puterea lui Iisus stătea în viața lui de rugăciune. Puterea lui era în viața lui de rugăciune. Iisus încă pe când era negură, așa este, spune Luca,
Se trezea dis de dimineață, se trezea de dimineață, cel mai dulce somn ăla de dimineață. Se trezea dis de dimineață, încă era negură, se ducea într-un loc izolat și ce făcea? Petrecea timp cu tatăl în rugăciune. Petrecea timp în rugăciune. Am fost prin multe țări și am văzut oameni, cu cât trec prin mai multe greutăți, cu atâta se roagă mai mult. De exemplu, în țări unde religia e interzisă, cum ar fi Arabia Saudită, te prinde, ți-ai pierdut capul. Adică nu vorbim acolo de pușcărie. Vorbim de spânzurare sau decapitare sau de... Nu totdeauna, dar sunt cazuri care se plătește în anumite țări cu viața, credința. Și oamenii se întâlnesc sub pământ, în anumite peșteri sau în anumite clădiri dărâmate undeva în deșert unde nu știe nimeni și nu cântă să nu fie auziți. Și am văzut pe oamenii aia rugându-se și nu se roagă cum mă rog eu. Când vezi o persoană în aia cum se roagă, îți dai seama că tu nu ai sinceritatea care o are omul ăla. Se roagă atât de aprins că îți dai seama că oamenii vorbesc direct cu Dumnezeu. Iisus se ruga așa încât vedeai că vorbește direct cu Dumnezeu. Se trezea dis dimineața, câteodată petrecea toată noaptea în rugăciune și ucenicii au văzut treaba asta. Au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus ce le-a spus? Nu zice cu cuvintele astea, cum e tradus în română, ci dacă vă uitați în greacă, zice... Asta este un exemplu de rugăciune, maniera asta. Asta este o structură pe care să-ți clădești rugăciunea. Asta este o coloană vertebrală de care se prinde tot. Asta este un exemplu, un model pe care tu trebuie să clădești rugăciunea. Și cum zice Iisus? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Asta e prima parte. A doua? Pâinea noastră, așa mai departe, ne iartă precum și... Așa, mulțumesc. Două părți. De fapt, are patru părți. E ca un sandwich, are patru părți. Așa. Dacă vă uitați, în prima parte care a spus-o, Tatăl nostru care ești în ceruri, după aceea a doua, sfințească numele tău, vie împărăția, facă-se voia ta a doua, pâinea noastră, iartă-ne greșelile și nu ne duce în ispită a treia, căci a ta este a patra. Începe cu slave, cu laude, se termine cu laude și după aceea la mijloc se focalizează pe Dumnezeu și apoi se focalizează pe nevoile noastre. Ok? Am ascultat și eu rugăciuni multe și câteodată m-am mai și înregistrat câteva rugăciuni și apoi le-am șters. Nu le-am folosit, nu le-am spus nimănui, nu le-am arătat nimănui, dar doar le-am analizat să le văd. Și 95% din rugăciuni erau focalizate pe persoana care se roagă. Binecuvintează-mă, ajută-mă, vindecă-mă, serviciul meu, sănătatea mea, familia mea, copiii mei, mașina mea, casa mea. Era totul despre mine. Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi, Doamne. Mă înțelegeți? N-avea nicio treabă cu structura asta dată de Iisus. Vreau să vă spun că, dacă vă uitați atenți, zice în Psalmul 100, intră în prezența lui, intră pe porțile lui cu laude. Păi de ce? Pentru că Dumnezeu îi place să fie laudat. Așa e mândru și băi, ce îmi place când mă laudă ăștia, băi, ce bine mă simt. Așa, de aia? Dar de ce? A, da, e un răspuns bun. Dumnezeu merită să fie laudat. Dacă îngerii zi și noapte îl slăvesc, holy, 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 cum zice, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, sau vrednic este mielul. Dacă îngerii îl laudă, cu atât mai mult noi trebuie să laudăm, nu-i așa? Asta e un motiv bun. Dar nu de asta spune acolo, de altceva. De ce spune? Păi gândiți-vă ce e acolo în Psalm 103. Binecuvintează sufletul pe Domnul și nu uita! Nu uita ce a spus Domnul lui Moise. Scrie toate lucrurile astea într-o carte, citește-le în fiecare dimineață și în fiecare seară copiilor tăi și nu uita cum te-a condus Domnul. Nu uita! Și ce spune Sora White? Noi nu trebuie să ne temem de nimic, mai puțin dacă uităm... De ce ei când se roagă în Vechiul Testament și în Noul Testament? În Vechiul Testament vine armata... Câteva sute de mii de oameni, armată puternică, câteva cetăți strânse împreună, se strâng toți în jurul Ierusalimului și împăratul Iosafat se duce în templu și ia scrisoarea lui Sanherib și pune scrisoarea înainte Domnului și ce zice? Voi, Doamne, suntem nenorociți, ne atacă asta, ce se... Așa zice? Cum facem noi? Doamne, ajută-mă, Doamne, fă-ți milă de mine, că Domnul n-are milă, trebuie să-L convingem, săracul nu-i pasă de noi deloc. Doamne, fă-ți milă de mine, ca și cum, nu? Ce zice Iosafat?
Doamne, ce Dumnezeu minunat ești, un Dumnezeu extraordinar, care ne-ai scos din Egipt cu mână tare, care ai secat marea, care ai dat legea pe Sinai, care ai bătut în brațul Og și Sihon, care ne-ai dat apă din stâncă și pâine din cer, care ai secat Iordanul. Ce Dumnezeu, cum ai lucrat în trecut? Păi împăratul ăsta e nimic comparat cu ce ai făcut în trecut. De ce a trebuit Iosafat să-i amintească lui Dumnezeu ce a făcut în trecut? Pentru că Dumnezeu e bătrân, are Alzheimer și a pierdut memoria. De ce? Ca el să-și amintească în criza de azi că Dumnezeu a fost cu ei în criza de ieri. Pentru că atunci... Aha. Vai de mine. Ok. Pentru că atunci când înțelegi, când îți amintești că Dumnezeu a lucrat acum 3 ani sau acum 5 ani, că Dumnezeu a lucrat, tu, asta nu e prima criză din viața ta, frate, și nici ultima ai mai avut și o să mai ai crize. Și când îți amintești cum Dumnezeu a lucrat în trecut, îți dă credință și putere că Dumnezeu va lucra și acum, chiar dacă tu nu înțelegi. Dumnezeu nu vrea ca tu să-L lauzi pentru că El e mândru și îi place să fie lăudat, ci pentru ca tu să-ți amintești că ai un Dumnezeu bun, un Dumnezeu plin de îndurare, un Dumnezeu plin de milă și de bunătate, un Dumnezeu care și-a dat viața, Dumnezeu pentru tine, a murit pentru tine, un Dumnezeu care vrea să te ajute. Dacă tu îți iubești copiii tăi, cu atât mai mult Dumnezeu care e bun, noi suntem răi și ne iubim copiii, cu atât mai mult Dumnezeu te iubește. Și tu să-ți amintești treaba asta și să ai încredere, pentru că fără credință nu poți să lucrezi dacă ai credință. Dumnezeu vrea ca tu să intri în prezența Lui cu laude, pentru ca tu să-ți pui încrederea în El. Și în loc să-ți pui ochii pe probleme, vai ce criză nenorocită, vai, Satana vrea să-ți pui ochii pe probleme ca să te descurajeze, că în momentul în care ești descurajat, ești terminat. În loc să-ți pui ochii pe probleme, să-ți pui ochii pe Dumnezeu. Și să vezi că Dumnezeu e bun, să vezi că Dumnezeu a lucrat în trecut. Să nu uiți cum te-a condus în trecut, pentru că dacă îți amintești cum te-a condus în trecut, ai încredere că și acum, chiar dacă nu înțelegi, te va conduce și în prezent. M-ați înțeles? Dumnezeu vrea să faci treaba asta nu pentru ca să-L flatezi pe El, ci ca să-ți dea ție credință. Pentru că dacă ai două flori, floarea la care pui apă, aia crește și cealaltă moare. Între credință și îndoială, de ce te ocupi mai tare? Aia crește. Dacă te ocupi de credință, Sulai spune așa: nu lăsa în mintea ta, așa am paragraful, dar nu știu dacă avem timp, nu lăsa să te îndoiești, nu vorbi cuvinte de îndoială, nu te gândi îndoială, nu te ruga cu cuvinte de îndoială, nu te focaliza pe probleme și pe îndoiel. Și ce vorbește ca și cum credința ta ar fi invincibilă. Vorbește de ce a făcut Dumnezeu, vorbește de puterea Lui, vorbește de făgăduințele Lui, vorbește de iubirea Lui, ocupă-te numai de asta și asta îți va întări credința. Nu-ți permite, frate, să gândești îndoială sau să vorbești îndoială. Vai, ce mă fac, problema asta e așa de mare, niciodată l-am trecut. Vai, ce mă fac, frate, să vezi ce nenorocit. Hai, povestesc la toată lumea necazul meu. Povestește la toată lumea bunătatea lui Dumnezeu. Că cu cât vorbești mai mult despre bunătatea Lui, cu atâta mai mult tu crezi în El. Pentru că ceea ce vorbești influențează ceea ce gândești. Intrați pe porțile Lui, intrați în prezența Lui cu laude, cu mulțumiri. Merită să fie lăudat și e pentru binele nostru să-L lăudăm. Eram în California, în Monterey, vorbeam pentru întâlnirea diviziunii și în timp ce vorbeam, numai ce îmi cumpărasem un telefon nou cu ziua dinainte, pentru că telefonul vechi nu mai mergea, se purta, parcă era posedat. Mi-am luat un telefon nou și numai ce luasem, n-am avut timp să mă joc cu el deloc, să văd și eu cum îi faci asta, cum îi dai volumul, cum schimbi sunetul, cum schimbi, n-am avut timp deloc. Și mă dau jos din avion, mă duc frumos, la o oră încep să vorbesc. Și eu am încercat să închid telefonul, dar nu știam cum să-l închid, l-am dat volumul încet. În timp ce vorbeam, începe să vibreze. N-am știut că i-am închis volumul, dar nu i-am închis vibratul. Începe bzzz să vibreze în buzunar. Vă dați seama, întâi îmi prind și mă opresc. Începe iar să vorbesc bzzz iar. Mă opresc, încep să mă focalizez, iar încep să vorbesc bzzz iar. Băi, frate, m-am oprit din timp, predici, scot telefonul. Cum se oprește asta, că nu știu? Zic, băi, tu știi cum se oprește telefonul ăsta? Zic, că nu, ăsta e telefonul. Bine, am reușit, am scos, era pe vremuri când bateria se dea la o parte. I-am scos bateria, zic, acum mai sună-mă dacă poți, poftim. Am pus telefonul pe scaun, mi-am terminat predica. Am terminat predica, iau bateria, o pun la loc, mă duc la hotel. Eram obosit după nu știu câte ore de drum. Când pun bateria la loc, încep tim, mesaje. 23 de mesaje audio și vreo 30 ceva scrise de la aceeași persoană. Vă dați seama, unii membri sunt chiar persistenți.
Și primul mesaj, frate, pastor, te rog să răspunzi. Al doilea, frate, de ce nu răspunzi? Nu-ți pasă de mine. Al treilea, frate, pastor, niciodată nu răspund. Așa cum facem noi în rugăciune. Frate, de ce nu răspunzi? Păi voi nu faceți nimic, pastorește, decât predicați, dar voi, vai de mine, cu cât citeai mai multe mesaje, cu atât erau mai groaznice, adică ajunsese așa, că la un moment dat îmi pun mâna la cap, fratele meu, ce-o fi cu membru ăsta săracu? Și îl sun, care-i treaba? De ce nu răspunzi? Păi zic, predicam. Păi de ce nu spui așa? Păi cum să spun dacă predicam? Când vrei să mă opresc din predică, băi, vezi că sunt la predică. Și după aceea zic, care-i treaba? Păi tu știi că soția a avut operație. Știu, da, îmi pare rău. Zice, știi că a avut-o acum 8 luni, da, știu. Nu s-a vindecat. Nu se vindecă. Nu se vindecă operația. S-a auzit, da, doctor, nu se închide. Nici oasele nu se vindecă, nici carnea. Nu știe nimeni ce e rău, nimeni n-a văzut așa ceva. Și ce tot în dureri, de 8 luni, tot în dureri. Și nu numai că e în dureri, nu am mai putut merge la serviciu, a pierdut serviciu. Și între timp am pierdut și eu serviciu, s-a închis firma și s-au dat afară 2000 de oameni, printre care și eu. Și între timp mi-a murit nepoțelul de 4 săptămâni, de o lună. Și ce, soția e bolnavă, nepoțelul a murit, eu mi-am pierdut serviciu. Și m-am rugat și Domnul nu răspunde. De ce nu răspunde? Nu-i pasă, nu mă iubește. Ce trebuia să-i spun eu omului ăstuia? Dumnezeu nu-i pasă, nu te iubește. Nu, e în vacanță, a plecat în Hawaii. Nu știe, doarme. Ce trebuia să-i spun? Și am spune și mie, frate, cum te rogi. Spune și mie cum te rogi. Păi mă rog, nu, știu că te rogi. Spune-mi cum te rogi. Păi ca toată lumea. Păi nu te ruga ca toată lumea. Roagă-te ca Iisus. Spune-mi cum te rogi. Păi ce, cum să spun? Vrei să mă rog acum? Da, roagă-te. Păi în fața mea tale. Păi de ce m-ai sunat? Când te duci la doctor? De ce te duci la doctor dacă n-a scuz el? Spune cum te rogi. Păi mă rog, Doamne, soția și-a pierdut serviciu, Doamne, tu știi că și-a pierdut serviciu, te rog frumos, ajută-o, Doamne, și uite, o doare mâna, te rog frumos, ajută-o, uite, o doare mâna, te rog, uite și pe mine, mi-am pierdut serviciu, zic, pe asta știe Domnul. Spune soroaică că rugăciunile noastre nu trebuie să-L informeze pe Dumnezeu, că Dumnezeu deja știe problemele noastre înainte ca noi să fie avut o problemă. Zic, spune, i-ai spus asta o dată lui Dumnezeu, de ce mi-ai spus și a doua oară? I-ai spus și ieri. Păi zice, de 8 luni mă rog așa. Păi zic, tu îi tot spui asta de 8 luni. Tu crezi că Dumnezeu are probleme, îi spui și a uitat? De ce tot îi spui asta? Spune și tu ceva nou. Că dacă eu i-aș spune aceeași chestie lui nevastă mea în fiecare zi, nu știu ce s-ar întâmpla cu mine. Zic, de ce tot îi spui asta? Nu sunt decât două variante. Ori că lui Dumnezeu nu-i pasă și atunci poți să-i spui degeaba, că nu-i pasă. Ori că nu poate să te ajute și atunci degeaba îi spui, că nu poate să te ajute. Și atunci de ce tot îi spui? Pa nu, lui Dumnezeu îi pasă. Ok, înainte m-ai întrebat pe mine de ce nu răspunde Dumnezeu și acum zici, nu, că îi pasă. Teoretic, noi zicem, a, Dumnezeu ne iubește. Practic, ne îndoim când trecem prin necazuri. Și zic, dacă tu crezi teoretic că lui Dumnezeu îi pasă de tine, atunci de ce te luți, mă, frate, în rugăciune, în loc să-i mulțumești că te iubește? Păi știu că mă iubește, dar de ce nu mă ajută? Păi înseamnă că nu știi că te iubește. Nu-i așa? Noi ne contrazicem ce spunem cu ce facem. Și zic, spune și mie, care e sensul de 8 luni să-i spui Dumnezeu aceeași problemă din nou și din nou? Păi ce vrei să-i fac, să nu-i spun? Păi zic, ai spus de 8 luni și nu ți-a rezolvat-o. De ce eu mai spui? Dacă vii la mine de 8 luni și încerci ceva și eu tot spun nu, de ce mai vii că tot nu spun? Până la urmă mă și enervezi. Și zice, păi e logic ce spui, matale, dar trebuie să-i spun lui Dumnezeu. Păi de ce, mă, frate, dacă Dumnezeu nu ți-a răspuns? Păi ce vrei, dacă nu-i spun, poate mor. Păi și așa mor, nu vezi că mori. Și ce, păi ce vrei să fac? Zic, uite, mâine te rogi cum spun eu, te-ai rugat 8 luni ca matale, mâine te rogi o dată ca mine. Păi cum vrei să mă rog? Păi zic, uite așa, te ajut la rugăciune, spui, Doamne, ești un Dumnezeu extraordinar, care și-a dat pe fiul tău personal pe cruce. Cine ar face treaba asta? Îți mulțumesc. Și Doamne, mi-amintesc cum ai lucrat în trecut. Și vreau eu să-i spun lui Dumnezeu 10 experiențe din viața ta. Păi nu-mi amintesc. Păi cum, mă, frate, noi ne amintim numai necazurile, de apale bune niciodată. Dacă te-ai certat cu soția acum 30 de ani, pe aia ți-o amintești. Dacă te-ai înțeles cu ea de 20 de ori, pe aia nu ți le amintești, nu știu cum. Noi nu ne amintim nimic bun decât rele. Zic, adică tu îmi spui mie că Dumnezeu nu te-a ajutat niciodată, n-ai avut niciodată nicio experiență cu El. Nu, a lucrat. Păi și spune, Doamne, mi-amintesc, uite asta și uite asta, când am pierdut pașaportul și l-am găsit, când mi-am pierdut cheile, mi-amintesc când a fost soția în spital, mi-amintesc cu tare. Spune-i 10 experiențe din trecut când Dumnezeu a lucrat pentru tine. Păi frate, nu mi-amintesc. Roagă-te să-ți amintească Domnul. Să-ți amintească. Nu uita niciuna din... Păi de ce nu uiți? Că spre Biblia spune să nu uiți. Soroait spunea, îi trimite o soră, îi trimite o scrisoare, zice, n-am credință. Soroait îi răspunde, Dumnezeu a dat fiecăruia o măsură de... Și Iisus spune că dacă ai credință, cât o sămânță de... Poți să muți?
Păi și atunci cum spui că n-ai credință dacă Dumnezeu a dat la fiecare câte o măsură? Și tu poți să ai numai o măsură mică cât o semânță. Cum îmi spui că n-ai credință? Și Sorai spune, problema nu e că n-ai credință. Problema e că tu nu exersezi credința, ci exersezi îndoiala. Tot ce vorbești e numai îndoială. Știi, Sorai, de câte ori lucrează Dumnezeu ceva în viața ta, scrie într-o carte. Nu trebuie să scrii o poveste, 10 pagini, o epistolă. Scrie 3 cuvinte. Uite, de data aia mi-am pierdut pașaportul, eram disperat, trebuia spre la avion, nu-l găseam, pierdeam avionul, m-am pus, după ce am dat toată casa peste cap, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, dacă vrei să mă duc, ajută-mă cu pașaportul. Și când m-am pus pe genunchi, am simțit ceva tare sub picior. Când dau la o parte covorul, era pașaportul. Zic, mulțumesc, Doamne, l-am luat și am fugit la aeroport. Cum se întâmplă că eu de obicei mă rog lângă pat, dar de data eram în office, eram disperat că nu-mi găsesc pașaportul și acolo unde m-am pus pe genunchi, acolo era pașaportul sub covor. Chiar acolo, chiar nu m-am pus cu un milimetru mai încolo sau mai încolo. Și zic, uite, spune-i asta lui Dumnezeu, spune-i aia, spune-i, amintește 10 lucruri le-a făcut pentru tine. Păi și ce rost are? Păi mă, frate, tu m-ai sunat pe mine, nu eu pe tine. Dacă nu mă ascult, de ce mă suni? Eu sunt pastorul, m-ai sunat, fă ce spun. Și după aceea zic, ia din Biblie 10 făgăduințe, citește-le. Păi dar ce, că Dumnezeu le știe, că el a inspirat Biblia. Lasă-mă, frate, că tu nu le citești pentru Domnul, tu le citești pentru tine. Dar citește-le tare. Spune, Doamne, Tu ai promis că și dacă se mută munții, iubirea Ta nu se va muta niciodată. Tu ai promis că atunci când vei trece prin ape, vei fi cu noi. Doamne, Tu ai promis că... Ce minunat! Cred, făgăduiți, îți mulțumesc. Ce, a, frate, lasă-mă în pace cu prostile. Auzi. Și zic, după aceea dă telefon la cineva care i-a mărât. Și spune-i 10 experiențe și 10 făgăduințe. Păi de ce? Fă-mă odată așa și apoi sună-mă și pe mine, spune-mi cum a mers ziua aia. Și a, nu pot să fac treaba asta. Atunci nu mai mă suna, lasă-mă în pace. M-ai lăsat 30 de mesaje. Păi frate, n-are nicio legătură cu nevasta mea și cu... Până la urmă, ce bine, hai că fac așa. Ziua următoare mă sună la 5 dimineața. Să-i răspund, să nu răspund, sună telefonul, zic, hai mă să-i răspund. Zic, da, care-i treaba? Pastore, niciodată în viața mea, sunt adventist de 40 de ani și tata a fost adventist și bunicul a fost adventist, niciodată în viața mea nu s-a întâmplat. Spune ce s-a întâmplat și spune repede, te rog, e 5. Pastore, fii atent, de 8 luni nevasta, zic, știu povestea, de 8 luni e bolnavă, altceva. Zic, stai să vezi, de 8 luni mă rugam, Doamne e bolnavă, Doamne e bolnavă, Doamne e ce, Doamne e ce n-a spus, fie-ți milă de mine, Doamne, te rog frumos, Doamne, fie-ți milă, Doamne, nu mi-e milă tine, hai Doamne, fie-ți milă, nu mi-e milă tine. Și ce, de 8 luni tot așa mă rugam. Și în dimineața asta am făcut cum ai zis tu. Și am zis, Doamne, sunt necăjit, mi-am pierdut serviciu, nu înțeleg de ce, dar știu că ești un Dumnezeu plin de iubire. Nu înțeleg ce se întâmplă, poate ca la Iov, poate ca la Iosif în pușcărie, dar știu că Tu știi totul. Și știu că toate lucrurile lucrează împreună. Și știu că nu sunt singur, pentru că Tu ai făgăduit că vei fi cu mine. Și ce am citit, ce am deschis Biblia și am strâns 10 făgăduințe. Și ce, după aceea am găsit vreo 12, după aceea am citit vreo 15. Și ce, pastore, primele două am pierd timpul. Dar de la a treia încolo a început să-mi placă. Pe la a patra, băie, ce făgăduință frumoasă. Pe la a cincea, deja mă bucuram tot. Pe la a șasea, zice, așa am început să am pace. Și ce, în ultimii 8 luni n-am avut pace. Deci am început să am pace și liniște și bucurie. Ce, un simțământ extraordinar. După aceea am început să repet ce a făcut Domnul pentru mine. Și pe măsură ce repetam, mi-am dat seama, mi-a fost rușine de mine. Că eu mă dau adventist, mă dau creștin și m-am îndoit de Dumnezeu. Spune Sorai că noi când ne îndoim de Dumnezeu, îl facem mincinos. Chiar așa e paragraful. Îl facem mincinos și îl ofensăm, îl rănim, pentru că El și-a dat viața pentru noi. Și Dumnezeu e iubire. Nu există. Iubirea lui Dumnezeu e atât de mare că noi în veșnicie nu o să o înțelegem. Îngerii încă nu o înțeleg, cu atât mai mult noi. Și noi ne îndoim de Dumnezeu, auzi. Ce, mi-a fost rușine de mine că mă îndoiesc de Dumnezeu. Și când mi-am amintit cum a lucrat în trecut, mi-am dat seama că Dumnezeu care a început viața asta și lucrarea asta în mine, o va termina și că așa cum a fost cu mine în trecut, o să fie cu mine și în prezent. Și ce, pastore, ce vreau să spun că a fost cea mai frumoasă rugăciune din viața mea. Și am avut pace și am început să cânt. Și eu nu cânt niciodată, ci am început să cânt. Și pe aceea am sunat un coleg care a murit și a pierdut serviciu, că a fost coleg cu mine de serviciu și a pierdut serviciu, i-a murit soția de cancer și copilul în accident de mașină. Și l-am sunat și am zis, măi, colegul meu, vreau să spun și ție, uite ce făgăduințe. Și am citit cele 10 făgăduințe, după aceea zic, uite ce a făcut Domnul pentru mine în trecut. Și am povestit. Și ăla a început să plângă, zice, tu nu știi ce ai făcut. Zice, ce am făcut? Ce, mi-ai salvat viața. Aveam pistolul încărcat, l-aveam la ureche,
Am tras cocoșul și când s-a apăsat pe buton, a sunat telefonul. Deci eram în momentul în care eram gata să mă împușc, să mă omor. Pentru că nu m-a rost, mi-am pierdut serviciul, sunt singur, n-am soție, n-am copil, eram gata să mă omor. Și atunci a sunat telefonul și am zis, hai că răspund și după aceea mă omor. Și zice, tu mi-ai dat credință și motiv să trăiesc. Zice, cum poți să ai atât de multă credință când și tu ai problemele tale? Și zice, pastore, nu numai că Dumnezeu m-a întărit pe mine, dar m-ai și salvat pe cineva prin mine. Zice, pastore, de aici înainte așa o să mă rog. Zice, băi, frate, nu degeaba spune Biblia să intri în prezența Lui cu... Dumnezeu vrea să intri în prezența Lui cu laude, nu numai pentru că El merită să fie lăudat, dar pentru că laudele alea te ajută pe tine să-ți dai seama că ai un Dumnezeu bun. Te ajută să-ți dai seama că ai un Dumnezeu plin de milă și de compasiune și de har. Un Dumnezeu în care iubirea Lui e fără măsură. Un Dumnezeu care de-abia așteaptă să te ajute. Un Dumnezeu care te iubește cu o iubire care nu o să o înțelegi niciodată. Te ajută pe tine să te încrezi în El cu toată inima, chiar când nu înțelegi. În mijlocul focului, în cuptorul cu foc. Să știi că nu ești singur. Pentru binele tău trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu. Și asta e numai prima parte. N-avem timp să ne ocupăm prea mult de ea. Prima parte ia două ore. Dar după aceea zice așa. Sfințească-se numele tău. Ce înseamnă asta? Că tu să sfințești numele Lui Dumnezeu sau pe Dumnezeu? Păi Dumnezeu e sfânt, bă, frate, nu trebuie să-L sfințești tu, că El e sfânt și fără tine. Nu? Așa zice. Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, nu? El este sfânt. Cum adică să-L sfințești tu pe Dumnezeu sau numele Lui? Cum? Ha? Păi cuvântul sfânt e agios în greacă. Și acolo nu scrie așa. În greacă scrie hagiazo, care nu înseamnă, Doamne, vreau să te fac sfânt, ci înseamnă, Doamne, ajută-mă să sfințesc numele Tău prin comportarea mea. Pentru că oamenii pe tine nu te văd, dar ei pe mine mă văd. Eu sunt o epistolă deschisă, suntem ca o scenă în fața lumii și lumea ne vede pe noi. Și prin comportarea noastră noi aducem onoare sau disonoare lui Dumnezeu. Este așa sau nu? Este așa sau nu? Am primit aseară un telefon de la un prieten, unul dintre cei mai buni prieteni, care este baptist. Dar am fost vecini, am trăit ușenușe. Ne-am întâlnit împreună, ne-am rugat împreună, ne-am jucat împreună, am mâncat împreună, am citit împreună, am fost în excursii împreună. Și după aceea noi ne-am mutat din România, ne-am dus în America, nu ne-am mai văzut cu ei de un secol. Și zice, băi, zice, ești cel mai bun prieten de care am avut toată. Și zice, chiar dacă tu ești adventist și eu sunt baptist, ce tu totdeauna m-ai respectat și m-ai iubit și ce am văzut în tine caracterul lui Dumnezeu de iubire. Și ce de-aia te respect și te prețuiesc. Noi suntem o epistolă scrisă, deschisă, în fața tuturor. Zice, noi suntem martorii Lui, nu-i așa? Păi, frate, îmi cumpărasem o motocicletă. Nu era nouă, era o vecină, a lăsat-o bărbatul și când a plecat, a lăsat motocicleta. Și femeia nu conducea motocicleta. Și o pune de vânzare la stradă și eu o văd, wow, Honda Nighthawk, 750 cm cubi, 4 cilindri, asta da motocicletă, nu Mobra. Și zic, cât vrei pe ea? Și nu știu, 600, una din aia nouă e $16,000. 600? Zic, asta e degeaba. De ce o dai? Păi ce, nu pornește. Bine, men, zic, îți dau 5. Zice, bine, i-am dat 500, am luat repede până să nu se răzgândească, mă duc acasă, era bateria stricată. Am dat $40, am pus o baterie, gata, stare perfectă. Glonte. Wow, altă viață. Iau motocicleta nouă, de numai ce mă mutasem în districtul ăla. Eram acolo de o săptămână și mă duceam, aveam 3 biserici, mă duc la o biserică și vine la mine o sfântă, Sfânta Maria căzută din cer, și vine la mine, pastore, voi, cât te iubesc! De unde mă iubește asta, că ei nu mă cunoaște? Eu nu i-am spus și eu te iubesc, că n-am vrut să mint. Am zis, Domnul să te binecuvinteze. Și când zice mie, pastore, vai, cât te iubesc! Și când a început să roage, voce și mai, Doamne, te iubim! Și zic, Doamne, ce vorbește așa? Ce nu vorbești, Doamne, natural? Ce îmi spui mie, că așa vorbește acasă cu bărbatul tu? Vorbește, tată, natural, frumos. Pastore, mă bucur că ai venit pe la noi, Domnul să fie cu tine. Vorbește natural, ce trebuie să te pițigăi, să-ți faci... Zic, măi, ceva nu-i curat, că mie nu-mi plac sfinții, mie îmi plac oamenii normali. Ceva nu-i curat cu familia asta. Zic, mâine vin la tine să te vizit. Oi, vin, ok. Zic, numai bine, că probez motocicleta. M-am suit pe motocicletă, cancer, ce bine era. M-am gândit, poate Domnul mă lasă să iau motocicleta la cer, că motocicleta mea n-a păcătuit niciodată, așa că... În sfârșit, și a fost o glumă. Și ajung la ei acasă.
I-am sunat înainte, vezi că vin, ajung într-o jumătate de oră. Deschide ușa, pastore, ce bine că ai venit! Așa lung, ca un ecou. Zic, ok. Hai înăuntru, bine, hai, am intrat. Am vorbit, ne-am rugat, zic, acum plec, la revedere. Domnul, stai bine, te iubim din toată inima. Zic, bine, bine, bine. Mă sui pe motocicletă, plec, nu merg decât un colț, se oprește motorul. Eu nu eram învățat cu motocicleta și am uitat că are un robinet sub rezervor unde deschizi benzina. Și am uitat să deschizi benzina. Și am mers cât a avut benzină în carburator și s-a oprit. Și eu am apăsat pe buton. Nimic. N-am mai. Până i-am omorât bateria. Nu mai avea nici baterie. Ce mă fac acum? Zic, ce are de nu merge? Mă duc înapoi. Dar ăștia nu știau că vin înapoi și n-au auzit motorul că m-am dus pe picioare. Ajung înapoi, vreau să bat la ușă. Vai de mine, și pierduse vocea sfântă. Se certa cu bărbatul. Și țipa la el și îl striga cu... ce cuvinte, nici măcar prima literă nu o spun. Mi-e rușine să spun prima literă din cuvânt. You stupid... Și îl înjura pe bărbatul și țipa la el. Și mă, tu să taci din gură că tu ești proastă de mori, că ai îndoit garajul cu tractorul. Ai dat în spate și ai îndoit tot ce la garaj. Tu ești prost de mori, că ai stricat cu tare și cu... A dat în el, nevasta în bărbat, a dat și el în ea. Fai de mine, zic, sfinții și-au pierdut vocea sfântă. Și în loc să bat la ușă, am plecat încet, sperând că nu mă vede de rușinea lor. Am plecat încet. Și el a împins o ușă și când a împins o ușă, s-a deschis ușa și a zice, nu mă împinge! Și l-a înjurat. Și când mă vede pe mine, zic că, ai venit înapoi! Dintr-o dată a devenit sfântă. Dar când am ținut evanghelizare, am invitat vecinii lor. Veniți la biserică, mă, avem evanghelizare. Și îmi spun doi vecini că noi nu avem ce căuta acolo, mai. De ce mai? Păi dacă toți sunt ca ăștia, noi nu vrem să fim acolo. Deci ce ziceau vecinii de ei? Că la adunare, când îi vedeai la școala de sabat, cum vorbesc, stai frate să-ți explic, și cum se roagă, ziceai că vai de mine, e cerul pe pământ. Dar acasă? M-ați înțeles? Ce spune acolo? Doamne, sfințească-se numele Tău. Și în greacă, Doamne, ajută-mă să mă port în așa fel încât oamenii când mă văd pe mine să Te vadă pe Tine. Să vadă în mine că un creștin, spune sora White, acolo în Issue Receive Power, spune așa, că dacă un creștin n-are răbdarea lui Iisus și compasiunea lui și mila lui și bunătatea lui, îl reprezintă greșit pe Domnul și este o piedică înaintea lucrării lui Dumnezeu. Face lucrarea satanei. Satana are oameni în biserică. Cine? Noi când nu ne purtăm cum trebuie, fraților. Și e foarte ușor să ții sabatul, dar e mult mai greu să arăți iubire și compasiune și răbdare și umilință. Acum s-a făcut liniște, până acum a zâmbit. Frații mei, Dumnezeu te cheamă nu numai la o fațadă de religie, ci te cheamă la o schimbare a inimii în care să te porți în casă. Cu soțul sau cu soția și cu copiii, într-un mod în care familia să vadă pe Iisus în tine. Familia să te iubească pentru că văd în tine un caracter ales, plin de răbdare, o răbdare nemeritată. Când te supără copiii și nu merită răbdare, să le spui, măi, nu meritați răbdare, dar și eu am greșit și Domnul m-a iertat, așa că și eu te iert pe tine. Du-te și să nu mai păcătuiești. Că Dumnezeu te iartă pe tine fără să meriți. Așa e sau nu e așa? Și atunci nu trebuie și tu, că așa spui în rugăciunea Tatăl nostru, iartă-ne păcatele noastre, precum? Înseamnă că dacă tu nu ierți alților, nici Tatăl tău din cer nu-ți iartă ție, frate. Pentru că nici tu nu meriți iertare. Să te porți cu iubire, cu răbdare, cu compasiune, cu umilință, cu milă, cu dragoste. Să arăți caracterul de iubire, pentru că Domnul este iubire. Să arăți caracterul lui prin comportarea ta. Ăla e creștin adevărat. Și Dumnezeu zice, băi, când te rogi să spui așa, Doamne, ajută-mă prin comportarea mea să sfințez numele Tău, să aduc onoare, ca lumea când mă vede pe mine să zică, da, se vede că ăsta umblă cu Iisus, ăsta e un creștin, cu drag mă duc la biserica astuia. M-ați înțeles? Asta spune rugăciunea Tatăl nostru. Și după aceea spune așa, nu mai avem timp, trebuie să trecem repede prin ele, că deja mi-a trecut timpul. La cât trebuie să termin, frate? La și 20, mai avem 10-15 minute. Oh, e bine, haideți repede. Zice așa, sfințească-te numele Tău, vie? Păi stați puțin, se referă la a doua venire sau la ce? Ha? Nu se referă, frate, la a doua venire. Că dacă te uiți în greacă, în original,
Nu spune, nu este un timp viitor, să se refere în viitor, ci se referă la prezent, la azi. E un prezent tens, așa, e un prezent continuu. Se referă la azi. Doamne, ajută să vină împărăția ta azi. Așa cum i-a spus Iisus lui Zacheu, cum i-a zis? Astăzi, împărăția mea a intrat în... Poți să spui treaba asta, că astăzi împărăția lui Dumnezeu a intrat în casa ta. Asta spune Iisus. Adică, dacă nu vine împărăția lui Dumnezeu astăzi și mâine și poi mâine, să n-aștepți când va veni, că va veni pentru tine. Că dacă nu te înveți să ai o relație cu Dumnezeu aici, azi, nu o să ai mâine, nu o să ai pe mine, nu o să ai niciodată. Trebuie astăzi să-L cauți dacă vrei să-L vezi mâine. M-ați înțeles? Trebuie astăzi să intre împărăția Lui în casa ta. Poate că m-ați auzit pe internet când spun de cutremurul din 7-7. Cine a trecut prin cutremur? În București a trecut mai tare ca oricine, cine a locuit în București. Când am venit pe aici să văd dacă sorul meu e în viață, că pe vremea nu erau telefoane celulare, am văzut clădiri cu totul făcute moluz. Am văzut, mi-amintesc, treceam pe la Unirea, am trecut mai sus, nu mai mi-amintesc exact pe ce stradă, și am văzut o clădire jumătate căzută și jumătate stătea. Și am văzut o mână de om, dar nu mai era corpul, numai mâna. Și mirosea de nu-i adevărat, groaznic. E, când a început cutremurul, eram în Severin. Nu mai mi-amintesc cât de tare a fost, 7,6 pe care, nu știu sigur, nu, ea nu contează cât de tare. Cât de lung, un minut jumate, 30 de minute, nu mai știu, un minut și ceva a fost, nu știu. Dar ce știu eu este că eram la etajul 4 și când a început să se miște clădirea, cu cât ești mai sus, cu atât se mișcă mai mult, știți? Băi frate, parcă ne-a aruncat dintr-un perete în altul. Și au început să cadă paharele de pe rafturi și au început să cadă farfuriile și s-au auzit așa ca un crrrt, ca și cum se crăpa toată clădirea. Voi, și am auzit vecinii că la blocuri auzeai și ce șopteau vecinii, adică fiecare auzea pe celălalt, știți? Am auzit vecinii țipând și mama a început să plângă. Doamne, te rog să-mi ierți păcatele dacă mor, să știu că sunt mântuită și cu tare și tare. Și tata zice, dragă, zice, problemele astea trebuie să le rezolvi în fiecare zi, n-aștepți când vine cutremurul să le rezolvi. Și tata a început să cânte, stânca mântuirii tu, către tine vin acum. Și mama zice, cum de poți să cânti? Ce uite, deschid gura și vine natural. Și în timp ce tata cânta, bate cineva în ușă. Cine bate în ușă în timpul cutremurului? Tata deschide ușa, nu ții ca și cu mitică, vecinii din fața noastră, ușă în ușă. Neagoia, putem să venim și noi la matale în apartament? Tata, de ce nu fugim, mă, pe scări ca toată lumea? Poate să cadă scările, uite câte lume fuge pe scări. Cad scările cu noi. Păi da, mă, dar uite acum nu mă scap, sau că am dus toți. Du-te acum. Nu, că s-a atât de multe blocuri unul lângă altul, unde fugim? Ca blocurile pe noi. Nu este în siguranță afară sau pe scări? Păi de ce nu stați în apartamentul vostru? Păi cade clădirea. Păi și apartamentul meu e tot în clădire, e vis-a-vis de al tot, la etajul 4. Când cade clădirea, cădem toți. Ce? Nu, ca la Rahav. Poate să cadă partea asta și a ta să stea. Păi de ce sta mea și nu sta ta? Ce nu, că noi știm că Domnul locuiește în casa mea tale. Ce noi știm că în casa mea tale e cerul pe pământ. Așa a zis. Așa a zis vecina. Nu noi. Ce noi știm că în apartamentul mea tale este cerul. Că ce vă auzim cum cântați, vă auzim cum vă rugați. Te duci din vecin în vecin și mea tale te roși cu vecinii și le dai miere și le dai roșii și le dai pâine și te roși cu ei. Zice, noi știm că Domnul locuiește în inima mea tale și în casa mea tale. Și dacă e un loc care să fie în siguranță în toată clădirea asta, în tot blocul ăsta, este în apartamentul mea tale, că acolo e Domnul. Și unde e Domnul e în siguranță. Ce noi știm că aici e cerul pe pământ. Că aici e cerul. Și tata zice, bine mă, haideți în cer. Cum era tata așa mai direct, hai mă, hai în cer. Au intrat ăștia și tata zice, hai să cântăm. Păi noi nu știm cântarea. Păi s-a oprit cu tremurul, nu au mai cântat. Și pe aceea tata a făcut o rugăciune pentru ei și pe aceea le-a zis, zice, uite care e treaba. Nu așteptați să vină criza ca să invitați și voi cerul în casa voastră. Invitați cerul în casa voastră în fiecare zi și când vine criza, nu trebuie să intrați în panică, pentru că nu sunteți singuri. Domnul e cu voi. Și dacă Domnul e cu voi, cine poate să fie împotrivă? Dacă Domnul e cu voi, chiar dacă 10.000 cad într-o parte și 1.000 în alta, de tine nu se va atinge. Dacă e singur, atunci ai o problemă. Dacă Domnul e cu tine, n-ai de ce să te temi. Asta spune Iisus în rugăciunea Tatăl nostru. Doamne, vino cu împărăția ta în inima mea.
Mută-te în mine, Doamne, mută-te în casa mea, copiii mei, soția mea, soțul meu, știu eu. Mută-te în casa mea, în casa mea să fie cerul pe pământ, în casa mea să fie Edenul, să fie paradis. N-ar trebui să fie așa în casele noastre, fraților. Da sau nu? Nu? Așa ar trebui. Asta spune Iisus. Când te rog, spune, Doamne, vreau să vină împărăția ta astăzi în familia mea. Familia mea să simtă prezența cerului. Vecinii să vadă cerul aici. Asta este un creștin adevărat. Altfel, degeaba ne numim creștini. Mergi la biserică, cânti cumbaia, mănânci tofu, te duci acasă. Nu te ajută cu nimic, frate. Ce, frate, dar ce, știi cât brocoli și cât fasole verde am mâncat? Domnul să te binecuvinteze. Nu te ajută cu nimic. Dacă Iisus nu locuiește în inima ta, n-ai nicio speranță. Degeaba te duci la biserică, stai acasă, mănâncă pizza, uite-te la un film prost și gata. Nu te ajută cu nimic. Dacă vii la biserică, vii cu un scop, ca să-L găsești pe Domnul. Nu vii ca să-ți faci, băi, trebuie să mă duc la biserică, așa trebuie, dacă nu, cine știe, ard în foc, trebuie să mă duc la biserică, așa a făcut bunicul. Du-te, măi, frate, la biserică, să-L întâlnești pe Domnul și să te umpli cu prezența Lui, să-L inviți în inima ta, să-L inviți în casa ta și când pleci acasă, biserica nu e numai o zi pe săptămână, fraților. Noi trebuie să ne închinăm Dumnezeu numai sâmbăta sau trebuie să ne închinăm Dumnezeu în fiecare zi? Ha? Adventiști numai de ziua șaptea sau adventiști de fiecare zi? Trebuie și lunea și marțea și miercurea să trăim în prezența Lui, să ne închinăm Lui, prezența Lui să fie în casa noastră și în inima noastră, să fim adventiști de fiecare zi, frate. E așa sau nu? Și apoi ce zice acolo? Ce zice acolo? Zice, facă-se voia ta. Asta e o chestie foarte grea. Pentru că eram odată, și mie nu-mi place fotbalul american, nici nu-l înțeleg jocul ăla, nici nu cred că e fotbal. Mie îmi place fotbalul european, ăla e fotbal adevărat. Cum era pe vremuri cu Hagi, cine-și mă amintește, și ăla e fotbal. Când joacă Brazilia și cu Spania sau Germania, ăla e fotbal. Eu mă uitam la fotbal și mi-amintesc că era Suedia, nu mai mi-amintesc cu cine, dar a fost un meci tare de tot. Și mă uitam la fotbal și soția vine și vorbește cu mine și eu eram cu ochii în televizor. Și gol! Și soția și la mine și zice, băi, te rog frumos, fă-i asta și asta. Și tac, 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 tac. N-aveam habar ce zice. Că mintea mea era tot în televizor. Du-te mă, dă-i, gol, ai pierdut mine. Soția, băi, tu auzi ce vorbesc cu tine? Zic, ha? N-aveam habar. Ce, mă, te-am rugat să faci asta și asta și asta? Zic, scuze, n-am auzit. Așa suntem noi cu rugăciunea. Doamne, facă-se voia ta. Și noi n-avem habar ce a zis. Cum poți să faci voia Lui dacă nu știi voia Lui? Trebuie să o știi, ca apoi să o faci. I-am spus când era Gabi, băiatul al mare, când era mic, zic, du-te până la vecinul Hrițuc. Și ia cu tare. Și când i-am zis, du-te până la vecinul Hrițuc, zice, bine, și-a luat-o la fugă. Și Dana zice, păi stai, nu știe de ce se duce. S-a dus la vecin, se întoarce înapoi, dar ce, mamă, de ce mă duc? Așa facem noi. Doamne, facă-se voia ta, pa! Cum poți să faci voia Lui dacă nu știi voia Lui? Trebuie întâi să știi. Și ca să știi, trebuie să o asculți. Și noi la rugăciune totdeauna vorbim și niciodată nu ascultăm. Zice, bine, să asculți, să aștepți în tăcere. Zice, când vin înaintea ta, spune în engleză, zice, îmi predau problemele și apoi aștept în tăcere. Aștept în tăcere. Aștept. Cine așteaptă, frate? Că după ce ne rugăm, ne ridicăm, ziceam, amin și fugim. Cine așteaptă? Și spune Sorai că plecăm din prezența Lui repede, înainte de a primi binecuvântarea. Plecăm din prezența Lui Dumnezeu. Păi, fratele meu, rugăciunea trebuie să fie o binecuvântare, o bucurie. Te duci în prezența Lui Dumnezeu. Ce onoare! Te duci în prezența Celui Sfânt. Îngerii se acoperă în prezența. Și tu te duci în prezența Lui Dumnezeu. Tac, 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 tac. Amin, pa! În loc să zice o favoare, că eu pot să vorbesc cu Dumnezeu. Cum să mă grăbesc? Adică mă grăbesc când e vorba de un vecin, dar nu când e vorba de Dumnezeu. Și noi plecăm așa de repede că n-avem timp să-L ascultăm. Și tu crezi că ce-i Spiritul lui Dumnezeu e mai important decât ce spune Dumnezeu ție. Auzi? So, deci, zice așa, be still and know, cum se zice în română. Stai liniștit și ascultă. Stai liniștit și ascultă. Zice, El îmi trezește în fiecare dimineață urechea sau gura. Urechea? Păi eu niciodată n-am auzit pe nimeni să vorbească cu urechea. Îmi trezește urechea să... Nu se vorbesc. Zice, să ascult cum ascultă un ucenic. Dumnezeu vrea ca să asculți. Rugăciunea spune Sorai că este un dialog. Păi un dialog nu este când vorbești numai tu, ăla e monolog. Un dialog este când vorbești și tu și celălalt. Păi dacă ai un prieten, aveam eu pe cineva, nu vă spun cine și unde, o rudă, vorbea și pe aceea ce, pa, mă grăbesc.
Păi stai mă că nu am zis și eu, vreau să vorbesc și eu ceva. Ce nu n-am timp. Spunea, te zicea, pa, mă grăbesc. Păi aia e conversație? Aia nu e conversație, aia e monolog. Dacă suntem prieteni, ai spus tu acum, taci din gură, lasă-mă să spun și eu. E așa sau nu? Pa, mă grăbesc. Așa facem noi în rugăciune. Zice că rugăciunea este respirația. Păi ați auzit pe cineva să respire numai în afară? Trebuie să mai și... M-ați înțeles? Păi în rugăciune mai și spui, mai și taci. Spune soroaita așa, în Testimonii, volumul 6, că prin rugăciune noi vorbim Dumnezeu și prin studiu, prin cuvânt, Dumnezeu ne vorbește nouă. Și spune dânsa așa, în paragraful ăla, rugăciunea și studiu să nu fie separate niciodată. Zice, și nu numai că te rogi o dată, zice, te rogi, studiezi, te rogi din nou, dialog, mai te rogi puțin, mai studiezi puțin, mai te rogi puțin, mai studiezi puțin și dânsa mai adaugă ceva, ce te gândești, ce reflectezi, meditezi, încerci să înțelegi, să mănânci, nu numai să rumegi, să mesteci, să încerci să înțelegi. Păi spune dânsa, foarte interesant, că nu citim mult deodată. Păi ce, frate, eu am ținta să citesc 5 capitole pe zi. Și eu te întreb, cu ce ai rămas, frate? Ți-amintești ceva? Și am citit, Biblia din ianuarie până în decembrie toată. Dar nu mi-amintesc nimic. Zice, ce ai citit azi? Nu știu, dar am citit 5 capitole. Dar nu ți-amintești nimic? Nu. Păi și atunci de ce ai citit? Spune dânsa așa, citește câte 2-3 versete. Așa zice, 2-3, vă dau paragraful, foarte interesant. Când l-am citit am zis, eu nu știu să studiez. Citește câte 2-3 versete și oprește-te. Și pe aceea zice, roagă-te asupra lor. Roagă-te, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Duhul Sfânt care le-a inspirat pe scriitor să mă inspire și pe mine, să înțeleg. Ajută-mă să te cunosc. Ce spui tu aici? Ce vrei tu să-mi spui mie? Pentru că tu îmi vorbești prin cuvânt. Ce vrei tu să-mi spui mie? Și apoi te gândești, și apoi te rogi, și apoi citești din nou aceleași 2-3 versete, și apoi te gândești, te rogi, și apoi le citești din nou. Ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și Duhului să rămâi cu ceva, că dacă n-ai rămas cu nimic, de ce ai citit? Păi am citit să-mi fac datoria. Păi și farisei citeau să... Ce voi certați Scripturile pentru că crezi că le aveți azi. Dar ele mărturisesc despre... Într-un cuvânt, nu le cercetați ca o datorie sau să câștigați viața veșnică, cercetați-le să mă cunoașteți pe mine. Pentru că să-L cunoști pe Dumnezeu este viața veșnică, frate. Cum zice? Facă-se voia ta. În primul rând trebuie să asculți ca să știi voia lui Dumnezeu, ca apoi să știi ce să faci. Noi nu avem habar cum să facem voia Lui, pentru că nu ascultăm niciodată, pentru că totdeauna nu mai vorbim. În societatea asta prea puțină lume știe să asculte. Toți vorbesc, nimeni nu ascultă. Toată lumea tacă, știi? Trebuie să știi voia Lui. Ca să știi voia Lui, trebuie să taci. Be still and know. Fii liniștit și să știi. Dar acolo când zice fii liniștit, cuvântul din ebraică este Rafa. Și să știi, cuvântul să știi, este iada. Ce înseamnă Rafa și ce înseamnă iada? Rafa nu înseamnă numai să taci în prezența lui Dumnezeu. Când vii în prezența lui să taci, că nu poți să-i spui tu lui, el trebuie să spună ție. Dar înseamnă mai mult. Înseamnă nu încerca să rezolvi problemele. În engleză, don't be anxious to solve your problems. Nu încerca să rezolvi problemele. Dumnezeu știe problemele tale. Dumnezeu te cunoaște, îți cunoaște viața înainte să te fi născut, știe toate zilele tale, înainte să fi avut o problemă, Dumnezeu a știut toate problemele tale. Nu încerca cum te duci, Doamne ajută-mă cu aia, Doamne ajută-mă cu aia, Doamne. Nu încerca să, și ce Rafa, ce nu încerca să rezolvi totul, ba iada. Și ce înseamnă iada? Iada e cuvântul care Dumnezeu l-a spus lui Adam și Eva, se culce împreună să aibă copii. Ce spune Dumnezeu? Nu încerca să rezolvi problemele, ci mai îndată încearcă să ai o relație intimă cu mine. Pentru că tu crezi că ai problema asta sau asta sau asta. Dar problema ta reală este că nu mă cunoști pe mine. Dacă mai cunoaște pe mine, toate celelalte probleme ar dispărea. Pentru că atunci când mă cunoști pe mine, înțelegi că te iubesc. Înțelegi că am putere. Înțelegi că nu-i nimic la întâmplare. Și atunci ai pace. Problema ta reală este că nu-L cunoști pe Dumnezeul tău. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, să cunoști pe Dumnezeu este viață veșnică. Dumnezeu zice, dacă vrei cu adevărat să ai pace, dacă vrei cu adevărat să ai biruință, dacă vrei cu adevărat să te apropii de mine, primul lucru care trebuie să-l faci în rugăciune este să încerci să mă cunoști.
De-aia zicea Moise, Doamne, vreau să văd fața Ta, vreau să Te cunosc. De-aia zicea David, Doamne, vreau să Te cunosc, arată-mi căile Tale, vreau să înțeleg cum gândești, vreau să înțeleg cum lucrezi, vreau să Te cunosc. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, este viață veșnică. Asta este prima nevoie pe care o are creștine, să aibă o relație atât de personală cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Tocmai asta spune Iisus la sfârșit, nu vă cunosc, pentru că n-a existat o relație personală, numai forme, numai rutină, obișnuință. Fă-ți timp să-ți cunoști Dumnezeul, pentru că dacă îl cunoști, prin orice ai trece, ai pace, pentru că știi în cine ai crezut. Cum spune Iov, și dacă mi se putrezește carnea, știu că Mântuitorul meu, Răscumpărătorul meu, este viu. Ce spune Pavel? Știu în cine am crezut. Ai nevoie să-L cunoști pe Dumnezeu, ca prin orice ai trece să ai pace. Așa e ce în Isaia. Că Dumnezeu îl ține în pace perfectă, acela care își ține ochii pe Dumnezeu tot timpul. Ține-ți ochii pe Dumnezeu, încearcă să-L cunoști, încearcă să ai o relație cu El, încearcă să-L dorești pe El mai mult decât să-ți rezolvi problemele. Ce te ajută că-ți rezolvi problemele dacă nu ai o relație cu Dumnezeu? Nu-i mai bine să ai o relație cu Dumnezeu? Pune relația cu El pe primul loc. De-aia rugăciunea, după ce începe cu laude, după aceea are partea asta unde zice, cum zice? Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia, de trei ori, a Ta, a Ta, a Ta, al Tău, a Ta, a Ta. În engleză, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done. De trei ori Dumnezeu. Și după aceea, partea următoare zice, pâinea noastră, iartă-ne păcatele noastre și nu ne duce pe noi. De-abia partea următoare se ocupă de nevoile Tale. În primul rând, pune onoare în Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, pune-L pe El pe primul și după aceea ai avut priorități cu așa cum trebuie, pe Dumnezeu primul, după aceea prezinți și problemele Tale. Nu este safe, nu ești în siguranță să prezinți problemele Tale până nu te-ai focalizat pe Dumnezeu. Că dacă te ocupi întâi de problemele Tale, n-ai niciun fel de credință. Dumnezeu nu poate să lucreze. Ocupă-te întâi de El. Pune-L pe El pe primul loc. Uită de tine. Ocupă-te de onoarea Lui, de prezența Lui, de împărăția Lui, de relația cu El. Pune-L pe primul loc orice preț, și dacă mori. Și după ce ai o relație sănătoasă cu El, după aceea, uite, Doamne, am și eu niște probleme, dar am încredere în Tine, facă-se voia Ta. M-ați înțeles? Timpul nostru a trecut, am trecut câteva minute peste, dar e ușor, că pe aceea zic, frate, scuză-mă și s-a rezolvat. Că asta am învățat, trebuie să iertăm, nu? Frații mei, ne oprim acum, continuăm după masă. Este extrem de important, este extrem de important. Când spui, facă-se voia Ta, nu numai să încerci să-I cunoști voia ca să o poți face, dar să accepți voia Lui. Că noi de multe ori zicem, facă-se voia Ta, dar noi am vrea ca Domnul să facă voia noastră. Este foarte important, nu vă uitați la cor, uitați-vă la mine. Este foarte important să spui din inimă, când spui, Doamne, am problema asta cu casa sau cu mașina sau cu sănătatea, am problema asta, dar Doamne, aș vrea să iau casa asta, dar Doamne, facă-se voia Ta. Este foarte important să fii dispus să accepți voia Lui. Pentru că noi de multe ori zicem, facă-se voia Ta, dar sperăm ca Domnul să facă voia noastră. Când Iisus a spus în Ghetsemani, ia paharul de la mine, dar facă-se voia Ta. Ce a spus Tatăl lui Iisus? Vei bea paharul. Să fii dispus. Cum a zis Pavel? Doamne, am problema asta, te rog, ia-o, rezolvă-o, ți-e pus și asta, cum zice Pavel. Și Dumnezeu ce îi spune? Harul meu? Dumnezeu spune, nu, e bine pentru tine să ai problema asta. Să fii dispus să zici, Doamne, te-aș ruga să o rezolvi, dar Tu știi mai bine că Tu ești Dumnezeu. Facă-se voia Ta și ajută-mă să nu mă supăr dacă nu faci voia mea, să accept voia Ta cu bucurie și cum e Pavel în pușcărie. Și cântă și eu zice, bucurați-vă în toate necazurile, să mă ajut să am încredere că Tu știi mai bine și că Tu ești cu mine și să las să se facă voia Ta, nu a mea, că Tu ești Dumnezeu, nu eu. De câte ori acceptăm voia lui Dumnezeu cu bucurie? Că dacă nu face ce am cerut noi, ne pierdem că, vai, mă rog, de 6 luni Dumnezeu n-a lucrat. Păi de ce zici, frate, facă-se voia Ta dacă nu vrei voia Lui? Trebuie din toată inima să vrei, când o zici, să o și vrei și să o accepți și chiar dacă nu înțelegi, să te încrezi în El. Frații mei, nu m-am timp, vreau să vă dau o istoriare în legătură cu voia lui Dumnezeu, dar nu m-am timp, trebuie să ne oprim. Continuăm după masă. Domnul să vă binecuvinteze.
Începem cu povestea după masă, ok? Ca să nu mă țin de cuvânt. Nu o lăsăm nespusă. Dar deocamdată trebuie să ne oprim, că e prea târziu și mi-e foame. Nu o să fac eu acum rugăciune, pentru că dânsi o să aibă rugăciunea de încheiere. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne ajute să nu fim numai auzitori, să nu ne pierdem timpul degeaba, ci să fim împlinitori.